Bună seara și bine ați revenit cu draga profa noi cu exerciții de matematică la algebra. Nu uitați de like și share. Așa. Așa să facem. Hai că o să încerc să spun da. Și eu caut să găsim frumoasă, da? Deci, 1 pe 3, totul la a treia, și totul la a doua, împărțit la 2 treimi la a treia, da. Minus un întreg și un minus 1,8 în perioada 3 ori 1 pe 66. Adi, condu. La primul e 1 pe 3, 1 pe 3 totul la 6. Bun. 6, de împărțit cu 2 pe 3 tot la 3 minus minus 1 întreg și 83 minus 8 supra 90. 83 minus 8, imediat. 83, scriu 1 întreg, a zis el, și 83 8. Minus 8 da. Supra 90. Minus 8 supra vreau de da. 90, lăsăm așa. Da. Aici... Ori 1 pe... Stai să scriu până la sfârșit și zici. Da. Ori 1 pe 66. Era 1,8, dacă era 1,8 perioadă, vără perioadă, 0, să zicem, sau 3. Nu vreau să scriu 180 minus 18 supra la... Da, și acolo puteam zicem 183, deci da. Puteam scrie tot, 183 minus 18. Supra... Adică, la același lucru se ajunge, da? La același lucru. Nu e nicio, să spun, o chestiune care să fie în contradicție. Ea spune așa, că am mai descoperit că se scrie partea întreagă, numărul fără virgulă, partea întreagă, zecimalele, toate și periodice și neperiodice, în care se scade tot ce este în fața perioadei. Adică și e... deodată numărul făcut, introdus întreg în fracții. Da, asta ca fi, să da? Nu mai introducem, zice. Da. Adică... Nu e nicio deosebire. Tot la același rezultat. Cine vrea face într-un fel, cine în altul? Zia. Egal. 1 supra 3, ce s-a șosea. Da. Ori 3 pe 2 totul la 3. Dar scrie și se lucrează și vorbește cu tine. 3 pe 2 totul la 3, minus... Minus 83 minus 8... 70 și... 5, hai, 5, hai. Așa. Mai e repede, Adi. Adi, zici așa, din 10, 8, 2 și cu 3, 5. Da. Deci din 10 aceea da. Ți-a scat cu 8, 2. Așa, aici aș vrea să 20 5. Ori 1 cu 75 ca să punem. Da. 90 cu 75, adună repede. 90 cu 75, 165. 5, 165 supra 90 ori 1 pe... Ori 1 pe 66. 66, egal. Aici merge... 165 nu ne place, da, adică deloc. Trebuie simplificat, nu? Da. Deci e cam mai departe și un... Cu 1 pe 3. 1 pe 3 la 6, 3 la 6. Cu 1 la 6 n-are nicio, nu? Ori, la fracția acolo tot așa umblăm de repede, 3 la 3 asupra. 2 la 3. Așa, minus... Minus aici aș vrea să facem... Simplificarea prin... Prin cât? 5. Prin 5, da. Și egal cu... Prin 15 merge. Merge prin 15. Da. Perfect. Minus 11 pe 6. 11 pe 6. Dacă simplific 66 cu 11, la 15 zicem de 11 pe 66. 66, domnul profesor, eu văd repede că cu 11 l-am prins. Da, și face 6. Da, aici mai văd. Că se împart 3 la 6 cu 3 la 3. Și că face 1 supra. Și îmi rămâne 1 supra. 1 supra 2 la 3, adică 8. Da, aici. Da, și acolo rămâne un 3 la 3. Aici cât rămâne? Că aici a fost la 6 și aici la 3. 3 la 3. 3 la 3. 3 la 3. 2 la 3. Dar nu mă interesează de într-atâta. Chiar, știi, chiar nu mă interesează să zic 27 ori 8. Să vezi de ce. Minus, da. Mai departe. Minus aici mi-a rămas? Minus 1 pe 66. 6 ori 6. 6 ori 6? 36. Sau 6 la a doua. Lasă 6 la a doua, să vedeți de ce. Și eu am o... Și egal mai departe cu... Și este egal.
Da. Fiindcă e 3 la a doua, 3 la a treia, deci 2 la a treia, înseamnă că poți să spui 3 ori 2 totul la a treia. Că vezi și 3 la a treia și 2 la a treia. Asta a fost motivul. Aș putea să sunt 3 ori 2. E așa, dar cel mai bine să strângem 6, să zicem acolo. Deci 1 supra 6 la a treia. Aici? Da, da, da. Da. 1 da, supra da. 6 la a treia. Acolo. Eu aici? Da, 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 da. Egal cu 1 supra 6 la a treia. Că-i 3 ori 2, 6. Deci dacă e înmulțirii, atenție, numai la înmulțirii valabile, dacă ar fost da. Adunat, nu, era un prăznaiț. Minus 1 supra 6 la a doua. A 6 la 3 ori, 1 supra 6 la a doua, minus 1 supra 6 la a doua, egal mai departe cu... Cât mai trebuie? Cum aduc la același numitor aici, Merlin? Nu, am vreau fără calculator. Amplificăm cu 6. Pe care? Pe a doua. Așa. Și o să am 1 minus 6, adică... Minus 5. Ce să? Minus 5 supra? Supra 6... La? A treia... Sigur, nu că la a treia... Deci 6 la a treia. A, eu vreau să fac în mulțirea. Când face 3, 6 ori 6, nu ne intrăm. Nu rezultatul mă interesează. Mă interesează calculul la ăsta, la care am ajuns acolo. Adică, îți spun încă o dată, unde ți s-a părut de bâlbuit un pic și n-ai fost așa în viteză? Ce anume nu ți-a fost clar? Si. Trebuie să învățăm din asta, adică altă dată să nu mai avem altceva. Păi, exact, nu fie clar. Păi, ce? Că totuși te-ai bâlbuit un pic. Adică, ceva... A fost totul clar, da? Da. Viteza lipsește, da? Da. Bun, hai să vedem. Mergem cu un alt exercițiu mai departe. În aurora a doua, domnul profesor, sunteți de acord să introducem un pic și în radical? Nu fac așa. Așa i-am zis. Mi-ai zis, o fac. Nu e problemă. O faceți? Da. Este! Da. Yes! Mă văd să deci, 7 pe 24. 7 supra 24. Cine conduce? A, Miruna. Împărțit la 14 pe 15. Minus 1 pe 16. Tot într-o paranteză rotundă de până acum. Înmulțit cu paranteză dreaptă. 2,5 în perioadă. Minus 7 pe 3. Închidem paranteza dreaptă, plus paranteza dreaptă, minus 3 pe 5 la a patra, minus 3 pe 5 totul la a patra, și totul la a cincea, împărțit la minus 6 pe 10 la a doua, și totul la a 10. Minus 6 pe 10, pe, minus 6 pe 10 totul la a doua, da. Și totul la a 10. Și totul, adică totul a împărțirea asta. Acum, domnul profesor, am să scriu asta 7 mai încolo, deci la a 5-a și totul la a 10-a. Așa. Am să deschidem paranteza rotundă, 7 pe 24. O, 15 pe 14, minus 1 pe 16, ori... Deschide paranteza? Da, deschide paranteza pătrată, deschide paranteza rotundă, 2, 3 și 5 pe 9, minus 7 pe 3, 2, 3 și 5 pe 9, minus 7 pe 3, plus... deschide paranteza rotundă, minus 3 pe 5, totul la puterea 20. Împărțit la paranteză rotundă, minus 6 pe 10, rotul la puterea 20. 6 pe 10, ăsta? 2 supra 5. 3 supra 5. Da. Minus 13. La puterea? 20. Da. Și este egal cu? Și este egal cu 7 cu 14, simplificăm și ar fi 2. Și o avea... Și ăsta 3? Și 3? Da, 5 și aici 8, la 2 fac 3. Și vom avea 5 pe 16, minus 1 pe 16, 4 pe 16. Adică 4 pe 16? Da. Cât e 4 pe 16? E 4. E 1 pe 4. E 1 pe 4. Că 16 sunt poate la 4. 4 supra 16 ai zis. Așa. Da? Împărțim, da, și 1 pe 4. Da? Deci 1 pe 4. 1 pe 4 ori... Stai să... 1
pe 4 ori, 9 ori 2, 18. Dar lucrează, de ce așa să dicteze, Miruna? 9 ori 2, 18, 18 plus 5, 23 pe 9. Deschid partea 0, 23 pe 9. Minus 7 pe 3. Am plus 7 pe 3 cu 3 ca să nu plus. Minus 3 pe 5 la puterea 20, ori... Eu vreau să mă analizez. Păi... Sau vrei, observi că avem aceeași bază și vrei să, da, da, să o scriem, da, și să scădem, da, exponenții? Da, da. Și minus... Și acolo cât de 20 minus 20... Și cât dă? Stai. Las-o. Tu lucrează, și cât dă? Așa. Dă cum? Că e aceeași lucru. Că orice număr la 0, da, pentru că 20 1. Minus 20 dă plus 1. La puterea 0. Și atunci va fi plus 1. Plus 1. Ești de acord, Ani? Da. De ce nu? Da, de ce nu? Da. Și este egal cu? Este egal cu 1 pe 4 ori 23 minus 21, 2 pe 9 plus 1. Și 4 cu 2 se simplifică și o să avem 1 supra 18 plus 1. Am plusit 1 cu 18 și va fi egal cu 19 supra 18. Da, deci răspunsul este 19 supra 18. Să vedem un alt exercițiu. Repede, să vedem Anca. Deci, unul care să fie foarte rapid. Deci 1 pe 3 împărțit totul la 2 întregi și 2 treimi. 1 pe 3 împărțit la 2 întregi și 2 treimi plus 1 totul la puterea 4 la început, toată de până acum. Da. Împărțit la minus 9 pe 8, totul la 3. Minus 9 pe 8, totul la 3. Deci conduceți Anca și voi lucrați pe caietele voastre înainte. Da. 1 pe 3 ori. Deschid paranteza, da? Da. 1 pe 3. Ori vrei să faci? Ancuța? Sau introducem întâi întregi în fracție? Introducem mai întâi. Deci 1 pe 3 împărțit la? La 3 ori 2. 6, 8 pe 3. 8 pe 3. Ce doare este? Adică nu să taci. 1 la 4. Plus 1. Totul la 4. Da? Împărțit la? La minus 9 pe 8 la 3. Minus 9 pe 8 la 3. Și este egal cu 1. 1 pe 3. 1 pe 3 ori 3 pe 8. Plus 1, da? Totul la 4. Totul la 4. Împărțit la? Împărțit la minus 9 pe 8, totul la 3. Și este egal cu? Am putea uite de miți aici, 3 cu 3 de da. 3 supra se simplifică și rămâne, și rămâne 1 supra 8 plus 1, te rog. Da? Împărțit la? Împărțit la minus 9 8 totul la 3. Ăsta era la 4, dacă, primul. Da. Nu? Și ăsta e la 3. Și este egal cu Ancuța? Îl amplificăm pe 1 cu 8. Sunt de acord cu tine. Da? Și o să dea 1 plus 8. 1 plus 8. 1 plus 8, 9. 9 supra cât? 9 supra 8. 9 supra 8 la 4. Da? Împărțit la? Împărțit la minus 9 supra 8. Minus 9 supra 8 la 3. Și este, acum am aceeași bază? Da. Da? Nu, ce v-am zis eu ieri? Că dacă avem 1 cu plus și 1 cu minus, rămâne minus. Nu înseamnă că avem aceeași bază. Cum o să fie? Cum? Hai să vedem cum facem, să avem aceeași bază. Nu știu, cum facem, domnul profesor? Nu știm. Deci 9 pe 8 totul la 4, păi și minus 9 pe 8 totul la 3, da? Așa, da. Facem 9 pe 4 pe 8 la 4, împărțit la minus 9 pe minus ori
minus 8 pe 3, totul pe 9 la a treia și simplificăm 6 la a treia. Miruna zice că face 9 la a patra, supra 8 la a patra. E de acord, Dani? Ancuța? Da. Și îl împărțim la? Ori. Deodată, zice, mulțit cu zice inversa. Ea zice ori deodată, da. Ori? Pe minus 8 pe 3. Minus 8 la a treia. Da, la a treia. Ori supra? Supra 9 la a treia. Da, minusul ăla nu avea obligație de a fi ridicat la a treia? Păi da, tot 9. Tot minus. Tot minus. Dar trebuie punctat asta. Pentru că altfel, dacă zici la a doua, ai fost la a doua sau putere pară, se transforma în plus. Da. Deci ce trebuie aici de văzut? Să punem pe 8 pe 3 în paranteză. Trebuia spui că e egal aici. Uite cum aș fi gândit eu. Minus 9 pe 8, vezi Miruna, totul la puterea a treia este egal cu minus 1 ori 9 pe 8, totul la a treia. Așa, totul la a treia, da? Vezi? Totul la a treia așa. Și egal cu... Da? Și egal fiecare la a treia. Deci vine minus 1, e un produs la o putere, minus 1 la a treia, ori 9 pe 8, totul la a treia. Și acum, aveam aceeași treia... bază în primul rând, acum da. Aveam aceeași bază și puteam să facem. Da, asta și minusul îl scoteam în fața. Sigur că da. Așa și făcut și eu. Și se surprinde minus 1, nu? Ori 9 pe 8, totul la a treia. Da? Minus 1 ori 9 pe 8, totul la a treia. Deci, aici... Eu n-aș fi mers așa, aș fi pus exact așa cum a zis domnul profesor. Da? Și deci este mult mai... S-a da, și aș fi făcut așa. Da. Deci aveam 9 supra 8 la a 4, uitați ce ușor ar fi fost, împărțit la minus 1 ori 9 supra 8 la a 3. Și acum era egal cu minus 1, care e minus. Minus 1 ăsta de aici. Minus... Și aici aveam aceeași bază. Puteți zice minus 1 pentru ce minus să înțelege. Minus 1 pentru început ca să înțeleagă toată lumea. Și acum aveam aceeași bază 9 pe 8 și scriam 9 supra 8. La puterea 4 minus 3 că e împărțit la 1. Și îmi dădeam minus 9 pe 8. Și la mine la fel, mă dădeam mai că îmi tăie. Deci ce să tai? N-ai fost sigur? Eu am făcut altcumva acolo, nu aș fi gândit să fac așa 9 la 4, 8 la 4 ori. Și așa, uite cum a zis Miruna, ăsta cu ăsta și aici rămânea doar un singur 9. Da, eu am făcut ăsta cu ăsta și aici rămânea un singur 8 și minus 1 că vine în față. Da, mi-a rămas așa 9 supra 8 totul la 4 împărțit la minus 9 supra 8 totul la 3 dă minus 9 pe 8, că ăsta scadem... Cum? Da, dar n-ai avut aceeași bază. Exact. Și eu v-am zis de ieri, atenție! Ca să fie analiza corectă, este asta făcut de pași mărunți, da? Minus 1 la a 3-a, ori 9 pe 8 totul la a 3-a. Tu ai scris acolo, dar n-ai argumentat în sufletul tău. S-a strecurat o anumită eroare, nu? N-ai înțeles de ce. Ai ghicit-o câteodată, corect? Dar există riscul mare dacă ești exact. La a 4-a. Atunci devenea plus. Nu, dar nu, matematica e exactă. Da, deci, așa trebuie să argumentat, ca să fie și mai clar. Exact. Bun. Acum, mai puteam să gândim și într-un alt mod aici. În loc de 9 pe 8, totul la a 4-a, puteam să zic minus 9 pe 8, totul la a 4-a, împărțit la minus 9 pe 8, totul la a 3-a. Important era să am aceeași bază. Ați înțeles? Eu v-am zis atenție. Deci, fostul 9 pe 8 la a 4-a, îl poți surprinde ca fiind minus 9 pe 8 la a 4-a, pentru că la putere pară, face plus. Numai să, adică aceeași bază înseamnă când ambii, nu numai 9 pe 8, trebuie să țineți cont și de semnul ăsta. Aici era plus exact. În fața, aici unul este 9 pe 8 și alta e minus 9 pe 8. Am mai spus una e minus 1, una e plus 1, domn profesor. Da, sigur că da. Minus 9 pe 8 înseamnă un întreg și o optime. Ai pe aici, și un pic. Pe aici este 9 pe 8. Da, și minus 9 pe 8 în partea cealaltă. Exact, este simetric. Nu-i tot una. Adică asta încercam să vă spunem. Deci exact. Sunt baze diferite. Exact. Una e numărul 9 pe 8 și altă e minus 9 pe 8. Și noi, prin mișcarea asta rapidă, în loc de 9 pe 8 la 4 am putut scrie repede minus 9 pe 8 la 4. Nu la. Împărțit la minus 9 pe 8 la 3 și atunci face cât? Copiem baza, minus 9 pe 8, la puterea 4 minus 3, 1. Adică face minus 9 pe 8.
ajungem la același rezultat, da? Dar trebuie să aveți clar. Da. Da? Că nu e aceeași bază minus 1 cu plus 1. Nu e aceeași chestie. Da? Bine. Ștergem și vedem altul. Miruna acum la comandă. Sau tu, Adi. Tu, Adi. Te rog. Minus 1 pe 4. Deci, minus 1 pe 4. Da. Minus 1 pe 4, totul la a 8. Da. Împărțit la minus 1 pe 4, totul la a 6. Minus 1 pe 4, totul la a 6. Și totul de până acum, într-o paranteză dreaptă, împărțirea asta, la a puterea a 4-a, și împărțit la minus 3 pe 12, la a 6. Cât? Minus 1 egal? Pe 4... Egal, da. Da. Dă paranteză rotundă, minus 1 pe 4... Nu, că e minus 1 pe 4 la putere pară și atunci e 1 pe 4 la 8-a. Păi da. Și tu ai zis minus 1. El conduce. O secundă, avem aceeași bază. El merge pe partea asta. Aceeași bază. Minus 1 pe 4, minus 1 pe 4. Da, și minus 1 pe 4. Da, eu sunt de acord. Da, minus 1 pe 4, totul la... A cât a? Totul la a doua și totul la a patra. Perfect. Aș putea să zic deodată la 2 ori 4, 8? Da. Da? 2 ori 4, 8, când mulțumesc. Împărțit la 3 pe 12, că dispare minusul. Da, eu nu vreau 3 pe 12, pe la minus 1, totul la 6, ori... Da, aici, 3 pe 12. A, zi-mi 1 pe... Cât-i? 4. 4, așa. Minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4. Da, se plica pe 3, da. Totul la 6. Sunt atât în aceeași bază, mă. Asta e. Sesizăm că e aceeași bază și ne jucăm cu ea. Da, și o scriem. Minus 1 supra 4, totul la 8 minus 1 supra 2. Și este egal cu? Minus, da. Și este egal cu? 1 pe 2. Gata. 1 pe cât? Minusul la puterii pară. E plus. Și aici cât îmi dă? 1 pe 16. 1 pe 4 la 2. 1 pe 4 la 2. Pe 4 la 2. Dar aduce-o? Da. Da. Mai tot rămâi că vreau mai multă viteză și mai siguranță, mai multă siguranță. Mie mi-a plăcut că a văzut acolo aceeași bază și n-a... Da, 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 da. Da. Și mie mi-a plăcut. Păi 3 ori 4 la a doua. Uite-te, eu pun tu primul test. 3 ori 4 la a doua. N-auzi când plăci. 3 ori 4 la a doua. Minus 3 la a patra. Totul la puterea a doua. Înmulțit cu 2 pe 63, 2 supra 63, plus linii de fracții, 5 la a 3 minus 5 la a 2, totul supra 4 la a 2, minus 4. Egal cu. Minus 5 la a 2, totul supra 4 la a 2, minus 4. Păi 3 ori 16, minus 3 la 4. Zi, egal cu. Egal cu. 3 ori 16. Așa scriu? 3 ori 16? Sau să scriem pe 4 ca fiind 2 la 2, tot la 2. Nu, scriu 3 ori 16. Da. Dar zi-mi 3 ori 16 cât fac ca să facem pași. Domnul profesor bea și viteză. A. Ori lasă așa 3 ori 16. Lasă 3 ori 16. Da. Minus 3 la 4. Da. Totul la puterea a doua. Ori 2 pe 63. Da. Plus pe 5 la 3 amplificăm pe a doua cu 5. Aba. Ce putem face între 5 la 3 și 5 la 2 fără calcul? Putem scoate pe 5 la 2 la factor comun. Deci linii de fracții, 5 la 2 pe lângă 5 minus 1. Minus 1. 5 așa minus 1. Da? Că da. 3 scăzut 2, 5 la 1, da? Da. Minus 1. Supra, minus 1. Jos ce putem face? O tot să scoatem pe 4 factor. Și rămâne 4 minus 1. 4 minus 1 egal cu... Egal cu... Acolo ce putem face, iar, Șoadi? Să se simplifică. Atenție. Am. Tot cu factorul comun. Asta, da, iar factor comun. Pe cine? Pe 3. Pe 3. Hai, 3 pe lângă. 3 pe lângă. 16 minus 3 la 3. 3 la
A treia foarte bine, mulțit cu? Totul la două. Așa, ori 2 pe 63. Ori 2 pe 62, da. 3 plus 5 minus 1, 4, 5 la 2 ori 4. 5 la 2 ori 4. Supra 4 ori 3, adică ori 2. Bun. Și egal cu, adică? Egal cu... 3 ori. 3 ori rotundă. 3 ori... 16 minus 27. Da. 16 minus 27. Da. Da. Îți direct, minus 5... 16 minus 27, 11. 11. Minus 11. Totul la a doua. De la a doua. Atenție, și 3. Da. Da. Ori. Totul la a doua, ori 2 pe 63. Plus 5 la 2 ori 4. 25 ori 4. Da, mai bine simplificăm pe 4 cu 12. Da. Facem 3. 3 și 5 la 2, 25, 3. 3. Și egal la din mai departe. Egal cu 3 ori 11. Ori minus 11. Da. Ori minus 11, da. Minus 33. Minus 33, totul la a doua. Așa, cum ai? Ori 2 pe 63. Plus 25 pe 3. Și egal cu? Egal cu 33. Când se duce... Minusul, scăpăm de el, 33 la a doua. La doua. Da. Ori 2 pe 63. 2 pe... Plus 25 pe 3. Egal cu... Ce facem acum? Să scriem pe 33 ca fiind... 11 ori 3, totul da, la 2. Așa, 11 ori 3, totul la 2. 11 ori 3, totul la 2. Ori 2 pe... 2 pe 63. 3 plus... ori, în loc de 63, 3 ori. 63. 21, nu? 3 ori 21, da. Sau 9 ori 7. Da, 3 ori 21, dacă nu e bun. Eu zic 3 la 2, să zic. 3 la 2 ori 3 la 2 ori 7. Că 9 acela... 3 la 2 ori 7. Așa, că e 9 ori 7, iar 9 da. E 3 la 2. Da, deci, plus 23 ori 7 și tot da. Hai să scriem deodată 3 la 2 ori 7. 7. Da. 3 la 2 ori 7. Da. Plus... 25. 25. Cumva? Lasă. 25. Știi de ce am zis 3 la 2, Adi? Eu am văzut imediat ca la șac, mutarea următoare. Fiindcă e 11 ori 3 la 2, înseamnă 11 la 2 ori 3 la 2, da. Ca simplific, da? A, da. 11 la 2 ori 3 la 2. 11 la 2 ori 3 la 2, ori 2 pe 3, 6. 2 pe 3 la 2 ori 7. 2 pe 3 la 2 ori 7. Plus 25 pe 3. 3. 5 egal cu, egal cu. Acum 3 la 2 cu 3 la 2 se simplifică. Da. Și dă 11 la a doua. 121. A, 121. Da, ori 2. Ori 2, supra 7. 25 pe 3. Și aduce pe același numitor, numitor comun. Da. 7, 21. Sunt cu 3. Și la cu 7. Și la cu 6 ori 121, 6 ori 6, 2, 12. Zic, de ce am zis 6? 2 ori 3? Da. Da, 6. 6, 12, 6, 7. 726 plus... Da. Plus... Plus 175. 175, că de 7 ori da. De 25 fac 175, supra 21. Și facem final... 11 și 1, 801. Da. Te rog să-mi spui, de unde crezi tu că a fost aici vreo cacană, ceva care să... Nici o capană. Nu. Viteza, nu? Da. Viteza de lucru. La asta trebuie să lucrăm. Hai să vedem... Cum? În ce să stau? Copii din tablă? Miruna. Așa să strigă o spune urmă. Hai să vedem dacă s-au făcut 4 și 5. Uite acum.
29. Vreo 3 zile. Da. Să te rugăm să nu vin Andreea. Poate vorba este filmul ca unii. Opa! Că ne mai fac figura asta așa seara, nu? Cum? N-a venit. N-a venit. Zicem așa. Da. Andreea, tu ești la comandă. Mirna. Mirna, da. Andreea. Sun așa, ești. A egal cu acoladă, paranteză dreaptă, rotundă, 1 pe 125, 125 totul la a doua, ori 5 la 8-a, totul la a șasea, 5 la 8-a, totul la a șasea, împărțit la 1 pe 5 la a patra, ținem paranteza dreaptă, înmulțim cu 1 pe 25, totul la a cincea, acolada să o închidem, împărțit la 625 la a patra, ori 5 la a doua, închidem paranteza rotundă. Rotundă? Asta a trebuit acest rotund, așa. Da. Asta este au. Dedesubt B-ul. Arată așa. B egal cu, acoladă, 81 la 5-a, înmulțit cu paranteză dreaptă, minus 3 la a patra, totul la a întâia, minus 3 în paranteză rotundă la a patra, totul la a patra, deci în paranteză dreaptă la a întâia. La a întâia? Da. Împărțit la 9 la a șasea, închidem paranteza acolată, ori 27 la a patra. Miruna, repede. Și ce trebuie să facem cu ele? Doar că le calculăm? Calculăm A și B. Da. Comparația cu B. Le comparăm, da. Și pe urmă arătați că A ori B este pătrat perfect și în același timp și cub perfect. A ori deci, B. A ori B. Ori B. Așa, punct. A ori B la noi. Acolo. Ori acela. A ori B egal pătrat perfect. Perfect. Și A ori B egal cub. Perfect. Egal cub. În același timp? Da, în același timp. Și pătrat perfect și e greu. Hai să calculăm. Să vedem cine este. Au, cine e greu. A egal. Miruna la comandă. Deschidem paranteză acolaj, paranteză pătrată, paranteză... paranteză rotundă. Da. 1 supra 125, totul la a doua. Aici aș putea să-i sugerez, domnul profesor, că tu 25, cum aici fi 5 la 8, știu că ăsta e 5 la 3, și să mă folosesc de chestia asta ca să fac. Asta, să faci pași mai rar. Alo? Bună seara. Hai, Mirna, ori? Da. Ori? 5 la a pătrat 3, 8 ori 6. 6 ori 4. 6 ori 4. Așa. Împărțit la 1 pe 5 la puterea 4. Sau putem zice ori 5 la puterea 4. Acum lăsăm așa, închid acolada. Da? Ori? Închidem acolada. Nu, paranteza pătrată. 1 supra 5 la a doua. Mă folosesc de chestia asta că trebuie să pun 5 la o putere. 1 supra 5 la a doua. Totul la puterea 5-a. Și acolada. Da. Împărțit la 5 la puterea câte înscrie în frate? 625 e 25 ori 25. Adică 5 la 5 ori 25. 25 ori 25. Și a doua? Și a doua 5 la 4. Ai înțeles? Totul la 4. 5 la 4 ori 5 la 2. 5 la 4 ori... 5 la 4 totul la 4. Adică 5 la 4 ăsta totul la 4. Ori 5 la 2. Și A egal cu deschidem paranteză acoladă, paranteză pătrată, 1, 1 supra 5 pe 3, ori 5 la puterea 4. 5 la cât aici? 1 supra 5 pe 3, 5 la puterea 3 puterea a doua. Adică cât? 5 la puterea 6. Ori 5 la puterea 48. Ori 5 la a patra. Ori 5 la a patra. Cheie paranteza pătrată. Ori
1 supra 5 la a doua, totul la adică 1 supra 5 la cât? 1 supra 5 la 10. Da. Fiecare întâlnirea acolată. Da. Împărțit la 5 la a 16. Da. Ori 5 la a doua. Care cât e 5 la 16 ori 5 la a doua? 5 la 18. Da, văd tu singur, deci aștept să viteze. Paranteză pătrată. Simplificăm 5 la puterea 6 a 5 la puterea 4 și ori aici o să rămână 5 la puterea 42, 5 la puterea 46, o să rămână 4 paranteză. Da. Deci deschidem paranteză pătrată. Rotundă. Rotundă. Da. 5 la puterea 46, da. Ori... 1 supra 5 la 10. 1 supra 5 la puterea 10, ori... Hai să văd unde m-am pierdut eu, că am o acolo de aici. Acolo de asta e de aici, deci asta înseamnă... Vezi, asta trebuie să fie pătrat. Da, mă. Așa. Gata. Da? Așa. Ori, 1... Păi am scris pe unul supra 5 la 10. Eu. Așa. Încheie parteză pătrată, bun, împărți... Ori, 1 supra 5 pe 8. Și a egal cu 5 supra 46 cu 5 supra 10 se simplifică și o să rămână 5 supra 30, 5 la puterea 36. Deci 5 la puterea 36 ori 1 supra 5 la puterea 8. 5 la puterea 36 cu 5 la puterea 8 se simplifică și o să rămână la 5 la puterea 8. Deci se dea 5 la puterea 8. Au la fundul. Da? Deci au, greu. B egal cu, deschidem acoladă, 9 la 2, totul la 5, adică... Da, deci trebuie să ajung pe cum mai au scapul. Era la bună voastră, dar să ștergi unde ștergi? Da, da. Ai găsit pe ala? Da, l-am notat. B egal cu, deschidem acoladă. Adeții, să dat la fel? Da. Da. Deschidem acoladă, 9 la a doua, totul la a cincea. Adică 9 la câta? 9 la a zecea. Da. Deci puțin. Ești de acord, Adi? Da. De ce ori, mai... deschide paranteză pătrată, minus 3 la a patra, împărțit la 3 la a 12-a. Cum să scriu cu minus 3 la a patra? Minus 3 la a patra. Așa, ori, adică bine așa? La 3 da. Pe 12. Ce motiv avut? Din la 1-a, rămâne minus. Da. Dar minusul ăsta nu e la a 4-a. Nu. Da? Da? Deci el nu are obligație să ridică la a 4-a, să fie ridicat la a 4-a. Ori, 1 supra 3 pe 12. Ce minusul? Mamă, de ce? Ori, 1 supra 3 pe 12. Încheie paranteză pătrată. Da. Da. Închidem acoladă. Da. Dar profesor, și că nu s-aude. Nu s-aude? Nu. Da. Iar așa e problemă. Că se la puterea a treia. Da. Nu, 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 că zic că e o altă chestie. A, pa, pa. Dar n-ai știut pe care e foarte bine cu asta, mama. Da, da, da. Și avem așa. Scrie la început. Așa, acum s-aude. S-aude? 3 la puterea 20. Ori, în paranteză pătrată, minus, paranteză pătrată, aici? Minus 1, ori, 3 la 4, minus 1, ori, 3 la 4, ori, 1 supra 3 la 12, și 3 la 4, îl simplificăm cu 3 la 12, după ce se întotdeauna. Și acum, dar încheie paranteză, da, ori, 3 la puterea 12 și egal cu deschidem aici acolo, trebuie da? Să simplifici, nu? Da. Și aici rămâne la cât? 3 la 3 rămâne. 3 la 4 cu 3 la 12, 3 la 8 rămâne. Scrie bun. Și aici egal cu 3 la 20. 3 la 20. Ori. Ori. Minus 1. Da, ori. Minus 1 pe... Ori. Ori 3. Ori. Cât? Minus 1 ori 3. Adică 3. Unde e 3? Păi uite că l-a rămas... Nu știu cum să
minus 1. 3 la 4 cu 3 la 12. Da, minus 1 supra 3 la puterea 8. Haide, zici bine așa ea? Vedea, eu am zis că 3 pe 20 ori... 3 la puterea 20, da, ori... paranteză pătrată, minus 1 ori 1... Mai scriu o dată. Da. Deci, 3 la puterea 20 ori, paranteză pătrată, da, minus 1, da, ori, ori. 1 pe 3 la puterea 8. Așa. Închidem paranteză pătrată, da. Închidem acoladă, ori 3 la puterea 12 și avem așa, egal cu 3 la, deschidem paranteză pătrată, 3 la 20 ori, minus 1 ăsta poți să scot fiind înmulțit, înmulțit, poți să scot în față? Înmulțit, înmulțit, poți să scot ca să mă împiedic el? Păi e tot minus 1. Minus 1 supra 3 la 8. Da, da. 3 la 20 cu 3 la 8. Înmulțit, înmulțit. Păi și o să avem imediat că facem ori minus 1 supra 3 la 8. Supra 3 la 8. Încheie paranteza rotundă, ori 3 la puterea 12. 3 la puterea 20 cu 3 la puterea 8, îl simplificăm și o să vedea 3 la puterea 12. Și o să avem egal cu minus 3 la puterea 12. Supra a doua. 3 la puterea 12. Da, egal cu minus 3 la puterea a 12, totul la a doua. Adică, părăcat. Adică 3 la 24, nu? Da, minus 3 la puterea... Minus 3 la puterea 24. Așa este cu bine, nu? S-a să da, da. Minus 3 la puterea 24. Și acum o zi să cumpărăm. Deci, în primul rând, să le comparăm, da? După ce ne-am calculat, să le comparăm. Păi, avem așa, 5 la 18, să comparăm cu minus 3 la puterea 24. A mai mare ca B, B mai mare ca? Putem scrie... Unde cu plus, unde cu minus. Stai, da. Nu cu plus, cu minus. Normal, ca și cum ar fi plus 1 cu minus 1. Da. Normal, care e mai mare? A mai mare ca B. A mai mare ca B. Nu cumva ați trecut la o greșeală? Nu știu, domn profesor, să-l limităm. Ați limităm o dată. Pentru că nu cred eu că a fost dată se dea cu minus pe 1. La B mă gândesc că e vreo zișeală. Haideți să vedem. Că trebuie să uităm la sfârșit. Da. Ia uite. Ce greșit eu? A fost... Hai să uităm pe el. Hai să uităm pe el, că e rezolvarea la B. Așa, și B. Uite aici. 81 la A 5-a. Minus 3 totul la A 4-a și la A 1-a. Poate nu la A 1-a a fost acolo, mă gândesc. A fost la altă putere. Păi la 99 la 6, așa a fost. Totul de... La 99 la 6? Nu, la 9 la 6. La 9 la 6, da. Închide paranteza pătrată și acolo, dar ori 27 la 4. Da. Să vedem cum s-a lucrat. 9 la puterea 10. 9 la 2, totul la a 5. Bun. 9 la 10. Aici dă așa. A egal cu 5 la puterea 18 și B egal cu 3 la puterea 24. Așa mă gândeam și eu să fie. 3 la 24. Haideți să vedem deci minusul ăla. Deci minusul acela trebuie să scăpăm de el. Deci aici, domn profesor, suntem. Minus 3 la 4 rămâne, am zis, că era la 1. Da. Ori, a făcut Miruna ori, 1 supra 9 la 6, care l-a scris ca 3 la 2, totul la 6, 3 la 12. 3 la 12, bine. Ori. Aici a zis dacă e 3 la 3 și a scris 3 la 3 la 2 la 4, 3 la 12. Bun, dar uite acolo. Stai puțin, dragă. Lasă-mă să urmărim cu toți. Nu numai tu. Da, 3 la 20. 3 la 20, că ăsta e 3 la 2 totul la 10. 3 la 20 ori. Minus 1. Minus 1 ori 3 la 4. Bine. Ori 1 supra 3 la... A 12, am simplificat. Deci nu scăpăm de minusul ăla. Minusul ăla sunt tot care după... Da, până la ultima, care zice minus 1 ori 3 pe 12, ori 3 la 12, cea care dă minus 3 la puterea 12, ori dă minus 3, îi dă 3 la puterea 12. Păi, minus 1 scos în față. Da, băi, mă, dar minus... Stai puțin. Minusul ăsta de aici, Miruna. Stai, nu te supăra. Nu te supăra. Dar să înțelegeți, dacă nu cumva așa ai dreptate, imediat suntem de acord. Deci ce se întâmplă aici? 3 la puterea 20 acolo, da. Nu?
Și aici e 3 la 8, Mirna, da? Da. Și face 3 la 12. Da. Dar 3 la 12 nu l-are și pe minus 1 la 12. Da. Deci rămâne minus 1 ori 3 la 12, ori 3 la 12, 3 la puterea 24. Și rămâne minus 1. Întrebarea mea era minus 1 ori 3 la 12 cât dă? Minus 3 la 12. Minus 3 la 12, dacă la putere pare, nu-i 3 la 12. Nu, dar nu-i minus. Și minusul. Deci nu e așa. Nu-i minus 3 la 12, e minus 3 la 12, e diferență. Că dacă era paranteză, era vital și ăsta. Rămas în față, nu? Da. Și la 12 se ridică numai 3-ul, fără și minusul. Dacă era și minusul, era paranteză. Deci una este minus 3 la 12 și alta este situația minus 3 la 12. Numai 12. Deci este o greșeală manual. Hai să vedem un greșit. Dar dacă e plus, domn profesor, aici? Dacă e plus, atunci, nu mai are nicio influență. Sau minus 3, totul la a patra. 4 acela să fi fost, minusul fi avut obligația de a fi ridicat la a patra. Corect, așa. Așa. Și atunci, exercițiul terminat, e cu plus. Și atunci rezultatul dă cu plus. Dar l-am modificat un pic, nu... Posibil ca la tipărire să se fie... Sigur că da. Și atunci apare că A e 5 la 8. No, și acum să vedem A cu B să-l compare. Sigur că da. Că-s pozitive amândouă. Da, dar uite aici am scris un profesor. Împărțit la 1 supra 5 la 4. A, de aceea, nu? Sigur că da. 1 supra 5 la 4, de aceea. Deci, finalul. Este, am găsit valorile acestea, am luat și pozitive, am două sunt pozitive. Da. Și să le comparăm pe 5 la 18 cu 3 la 24. Da. Cum le comparăm? Cu 3 la 24. Da. Da. Păi, ia să vedem, păi nu avem nici numitor, nici... Nici bază, nici exponență. Bază, nici exponență. Cum era regula aia? Aoleu, regula, vedeți, domnul profesor. Zi. A egal cu 2 ori 4. 5 la puterea... Deci dați-mi voie să mai scriu o dată ca să vedem, da? Copii, A egal cu 5 la puterea 18 și B este egal cu 3 la puterea 24. Ah, gata, știu! Să scriem exponenții ca fiind 18, să scriem ca o putere și 24 ca o putere. Nu? Hai să vedem. Adică A egal cu cât, vizual? A egal cu 5 la puterea, ia să vedem, 2 la 2 ori... 2 la 2, adică 2 zic, la... Zic, eu pot să, vreau să înscriu ca 5 la 8, despre vreau să înscriu ca 5 la 2, 5 la puterea 2 ori 14. Asta vreau și eu. Ce vreau să spun, vă rog? Vădăi, ruzi ceva... A, secundă, nici n-am auzit ce vreau să spun. Vrea să spun ceva. Învățați-vă să vă respectați că... Sau 3 ori, sau 3 ori 6, domn profesor. Ascultați-mă un pic, vreau, numai o jumătate de minute insistă. Deci... Când cineva vrea să vină cu o idee, îl urmim cu toții. Până la capăt. Cum fac eu, face și voi. Corect. Pentru că atunci el a rămas destul de dezamăgit, cum și tu poți să ai așaiași neșansă când vine peste tine alt coleg. Deci urmărim, ducem la cap și dacă nu merge și s-a blocat, eu acum ridic mâna și spun eu, da? Așa facem. Bun. Deci 5 ori 2, nu ori 14. Da, nu. Că 2 ori 14? Ori 9. Așa. Așa. Da. Ori 9. Bine. Dar noi nu putem să scriem ca fiind 3 la 2? Putem, dar creăm acolo scare. Aici, mai departe, aș putea zice că este 5 la puterea a doua, totul la 9. Da. 5 la a doua, totul la 9. Care înseamnă 25, totul la 9. Terminat aici. La B se lucrăm adică. Ca 3 la puterea. Vă puteți scrie ca 3 la puterea. 3 la puterea 2 ori 12. Avem 3 la puterea a doua, a doua la puterea 2. Deci adică 9 la puterea 2. Și egal cu 9 la puterea 2. E, aș vrea să fost măcar exponenții. Păi da, egal. Și pe 25 îl putem scrie ca... Ca 5 la 2, știm și noi. Tocmai ce l-am scris invers. E. Deci, care e obiectivul nostru? Să reușim să scriem cele două numere. Am și eu o idee. În care să aibă fie exponentul același. Am și eu o idee, dacă voi nu mai aveți. Eu l-aș scrie pe A ca fiind egal cu 5 la puterea 3 ori 6. Și este egal cu 5 la 3 a totul la 6. Și este egal cu 125 la puterea 6. Și pe B l-aș scrie, domn profesor, ca fiind 3 la puterea 4
ori 6. Ah, ori 6. Vreau ori 6 la amândouă. Da, și egal cu 3 la 4, totul la 6. Și este egal cu 3 ori 3, 9 ori 3, 20. 3 ori 9, 27, ori 3, 81. La puterea 6. Și acum pot să le compare la același exponent. Asta și atunci am permis să spun că A este mai mare decât B. Având același exponent, cel cu baza mai mare va fi mai mare. Deci, ori căutăm să avem aceeași bază și să comparăm exponenții, exponenții se ne trimită, mai greu să spun că am aceeași bază, câtă vreme la unul era baza 3 și altul 5. Și e greu. Atunci obiectivul ar fi fost să ajung la același exponent. Nu? Și exponentul 6, 6 și atunci bazele răba 5 la 35, 3 la 4, 125 cu 81. Și îmi permis să spun care care. Da? Deci voi ați încercat cu 2 și foarte bine, dar pentru că n-ați putut să ajungeți la același exponent, atunci vă duceți la 3 ori. Ia să văd, 3 ori 6, 3 ori 4 ori 6. Gata, am prins 6. Și la unul și la altul, așa m-aș fi dus. Deci, atenție multe. Deja am un plan. Când am văzut cele două numere, 5 la 18 și 3 la 24, ideea este să reușesc să am aceeași bază. Nu am cum să am aceeași bază, că 5 la 1 putere și cu 3 la 8 putere nu se vor întâlni niciodată. Atunci, visez la varianta, măi, dacă ar fi exponenții măcar același lucru, nu? Atunci, bazele vor fi cele care mă vor dirija. Nu vor face diferența. Da, vor indica numărul mai mare. Corect. Și atunci, 6 a fost, da? 6 a fost încorporat și în 18 și în 24. Asta am sesizat eu, știi? 18 da. 3 ori 6, că 24 e 4 ori 6. Și repede m-am jucat cu... Și poți să zice la votare că A ori B. Hai să vedem, A ori B, să facem B, să scrim că A ori B e egal cu... A e 5 la A 18, ori B, care este 3 la 24. Să-l organizăm cu un pătrat perfect. Adică să fie ceva totul la a doua. Da, putem scrie 5 la 9 totul la a doua. 5 la 9 totul la a doua. 3 la 12 totul la a doua. Care face mai departe, egal cu 5 ori 9. 5 la 9 ori 3 la... Nu mă interesează rezultatul. 5 la 9 ori 3 la 12 totul la a doua și este corect. Asta era. Așa trebuia gândit. Să fie un pătrat perfect, ca să fie un pătrat perfect, să fie ceva la a doua. Și nu mă gândesc deci ce e ceva ăsta, nu, să fie la a doua. Nu numărul în sine. Cum se numește a doua? Cub. Așa, cub perfect. 5 la puterea 6, totul la puterea 3. Deci A ori B din nou, zicem. 5 la 6, totul la a 3, fuge după la a 3. 3 la 8, totul la a 3. 3 la 8, totul la 3. 5 la 6. 5 la 6. 3 la 8, totul la 3. Da. Și am arătat că A ori B este atât și pătrat perfect și cu pătrat perfect și cu perfect. Că l-am scris ca fiind la a doua și l-am scris ca fiind la a treia. Eu-s bucuroasă, domnul profesor. Frumos. Deci, ieșiți-o. Ce a avut? Hai să privim un pic în urmă, Adi. Te rog să mă conduci tu, să spui așa, în calculul lui A și B au fost câteva capcane și anume unde? Spune tu. În primul rând greșeala care am descoperit-o la sfârșit. Da. Și capcane. Aici trebuia să vă prindeți repede ca să aveți viteză. Când ați văzut 5 la 8, 5, 25 la 5 la 2, 6, 25. Deci în baza 5 totul. Să reducem în 5 ca să putem să lucrăm repede. Aici la 3 la repede. Iarăși, e telefonat 27, exact. 9, 81, toate, puterea lui 3. Lui 3, corect. Da? Și repede lucrăm, nu pierdem timp. Și după aceea când îți cere pătrat perfect, trebuie să duci un număr la a doua și repede l-am făcut. Când îți cere cub perfect, duci un număr la a treia și repede l-am făcut. Îl surprinde și că la comparație, ceva... acolo un pic ați întâmpinat voi. Acolo a fost mai interesant. Da, că n-aș fi știut să comparați, dar... Până la urmă ați înțeles că ați încercat cu 2 ori 9 și 3 ori 12, nu v-a ajutat, nu puteați compara, da? Și atunci și 3 ori 6 și 4 ori 6 și repede am putut să comparăm. Exact. Să încheiem prima oră. Da, încheiem prima oră. Acum facem cu radical.